Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svobodă, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 19. A făcut prăpăd pe drum, beată la volan, o șoferiță de 57 de ani din Bihor a băut bine, apoi a pornit la drum. A fost surprinsă însă în trafic cum se chinuia să țină banda și să nu intre în șanț. La scurt timp, femeia a lovit o mașină parcată pe marginea drumului, dar și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Autoritățile au fost sesizate, iar femeia a fost oprită. Mare le-a fost mirarea polițiștilor când au văzut rezultatul testului. Alcoolemie 1,28 la mie. Acum s-a ales cu un dosar penal și trebuie să achite și pagubele provocate. Poliții surprins când amenință un șofer de tir cu pistolul, imaginile filmate cu o cameră de bord pe drumul Arad Pecica au ajuns virale pe rețelele de socializare. În video se vede că pe marginea drumului este oprit un tir, șoferul coboară din cabină, iar un polițist îl verifică. Înregistrarea surprinde momentul în care polițistul scoate pistolul, îl pune la gâtul șoferului, apoi îl bagă în toc. În urma verificărilor, agentul de poliție a fost identificat în cadrul biroului Poliției Autostrăzi Vest și urmează să fie audiat. A făcut drifturi până mașina s-a făcut scrum. Un șofer din Piatra Neamț, care a forțat motorul mașinii pentru distracție, s-a trezit cu mașina în flăcări, în parcarea sălii polivalente. Flăcările au izbucnit de la motor, iar șoferul a reușit să iasă la timp din autoturism și să sune la 112. Până la sosirea pompierilor, bărbatul a încercat să stingă flăcările cu zăpadă, însă fără rezultat. Pompierii au lichidat incendiul, dar mașina a ars aproape în totalitate. Călători șefuiți în tren pe ruta București-Craiova, mai multe persoane s-au urcat într-un vagon și au început să facă gălăgie, să înjure pasagerii și personalul trenului, apoi le-au luat hainele și bagajele unora dintre călători. Cineva a sunat la 112, iar în câteva minute trenul a fost oprit și mai mulți polițiști de la Transporturi Feroviare și Ordine Publică din Dâmbovița. Pentru că acolo se afla trenul în momentul respectiv, au urcat și i-au luat pe inculpați. Abia atunci le-au restituit bunurile călătorilor disperați. Polițiștii le-au luat datele pasagerilor implicați pentru ancheta ulterioară, i-au dat jos pe hoți, i-au dus la secție și le-au întocmit dosare penale. Gest disperat al unui bărbat din Argeș, supărat că s-a emis un ordin de restricție împotriva lui, respectiv să nu se mai apropie de fosta soție. Acesta a sunat-o și i-a spus că va sări cu mașina într-un canal din localitatea Valadanului, ceea ce a și făcut. O persoană care se afla în zonă l-a văzut pe bărbat și a sunat la 112. Pompierii au ajuns cu o barcă și l-au scos. El era pe pavilionul mașinii, ud și în hipotermie. Bărbatul a fost transportat la spital. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!